priveliște superbă. Primul loc de popas, deci până la Crucea Albă mai am 20 de minute. Este puțin mai dificil. Și am ajuns la Crucea Albă și faimoșii pini negri. Vă salutăm din nou din stațiunea Băile Herculane, un loc ascuns între munți, unde natura și istoria se împletesc pentru a crea cea mai frumoasă destinație de vacanță. Cazarea noastră pentru o seară a fost casa Miclău. Am avut o cameră mică, dar confortabilă și curată. Piscina mică cu apă termală a fost exact ce ne-am dorit. Aseară ne-am bucurat să facem un grătar și să stăm la povești cu gazda. Totul a fost perfect, de la facilități până la atmosfera primitoare. Dimineața îmi încep ziua cu o drumeție pe un traseu tematic ce pornește de pe drumul național DN67D, urcă pe coastele muntelui Domogled în serpentine până la Crucea Albă. Interesant, pe traseu sunt panouri informative cu arbuștii și arborii din această zonă. Și primul loc de popas, acest frumos foișor. Ia uitați, pentru cei ce nu au antrenament, este binevenit. Deja am obosit, dar o să-mi continui traseul. Aici un gorun super, 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 foarte, foarte înalt. Și cu crengile răsfirate și, bineînțeles, informațiile despre el. Traseul este destul de ușor, dar este indicat să aveți ghete și sau încălțăminte adecvată. Thank you.
aici avem un alun turcesc. Ăsta să fie. Acesta este peisajul pentru care am vrut să ajung aici. Acolo munții cernesc, scăldați în soare. Deci până la Crucea Albă mai am 20 de minute. Acestea sunt coarne, parfumate, aromate. Și priveliște și mai frumoasă decât înainte. Este super, super, super faină. Ia priviți ce se vede acolo în spate. Aici trebuia să fie un indicator. Că sunt trasee, dar e dungă galbenă și cruce albastră în sus. Și pe aici în jos, triunghiul albastru și cu triunghiul roșu și celelalte două marcaje. Ia să vedem. Ce frumos se vede toată Valea Cernei. Foarte frumos. Super, 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 super fain. Și faimoșii pini negri. Ia uitați. Aici urcușul este mai greu, este mai abruptă porțiunea aceasta spre final. Către Puntea Veche 5 minute, în dreapta către Crucea Albă tot 5 minute. Aici în zonă, fiind acolo jos abrupt, s-au montat cabluri. Aici e un loc super, 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 super. Aici, de aici se vede totul. Superb. Foarte, foarte frumos. În anul 2022 a fost reabilitată puntea veche de sub Crucea Albă. Acest traseu era folosit în trecut de oameni pentru a se deplasa de la Podeni, la băile Herculanei, iar în timpul războaielor, ca acces în locuri greu accesibile pentru retragere sau atac. La început, poteca trecea printr-o prăpastie pe o punte îngustă de lemn. Ăsta-i pinul negru. Și hotelul Roman acolo la deal. Și stâncile și muntele, munții Cernei. Noi suntem în munții Mehedinți. Chiar muntele Domogled. Foarte frumos.
se aud ceva zgomote, sper că nu e ursul. Urcă spre grota lui Șerban, vârful Domogled, cheile Feregari. Și până la DN 5 ore. Da, e un traseu destul de lung. O să mă întorc și o să merg la Crucea Albă. Ce frumos a crescut pinul ăsta pe stâncă. Acolo băile Neptun, hotelul Ferdinand, centru, hotelul Roman mai sus. Și spre Crucea Albă 5 minute. Pe aici e puțin de urcat. Sunt acolo lanțuri, stâncă, pini din ăștia frumoși negri. Aici este, da, este puțin mai dificil. Și am ajuns la Crucea Albă. Sunt aici câteva legende despre Crucea Albă. Sunt și câteva indicații. Hotelul Holiday Maria, platoul Coronini, izvorul Coronini, parcul voltaic care se vede așa, o mulțime de obiective turistice, deci nu vă puteți plictisi în această stațiune. Aici este priveliște superbă. Aceasta a fost drumeția la Puntea Veche și la Crucea Albă. Acum o să cobor în stațiune, o să merg la piscina cu apă termală și mai spre seară pornim spre casă. Thank you.
Dacă în vlogul precedent, las aici undeva linkul, am prezentat clădirile degradate ce poartă în ele poveștile perioadei lor de glorie, când stațiunea era frecventată de aristocrația europeană, aici găsim clădiri mai moderne ce contribuie la revitalizarea stațiunii.